m-am deplasat în Elveția într-o vizită de lucru. Vizita de lucru s-a produs la Geneva și zona Lozan în cadrul unui protocol de colaborare. Aveți și fotografii puse acolo, o să vă stăm la dispoziție să vă punem și foto în sistem informatic, cei care doreți. Deci a fost o vizită de studiu la Geneva și zona Lozan. Vizita de studiu s-a derulat în cadrul proiectului Orașe Verzi, Regiuni Verzi, cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă. Proiectul își propune să contribuie la sprijinirea municipiilor și regiunilor ce au în vedere reducerea amprentei de carbon și construirea unei cooperări durabile între partenerii elvețieni și români, cu scopul de a identifica soluții potrivite pentru tranziția către o economie verde. Vreau să vă spun că programul a fost gândit și organizarea, aveți și fotografii acolo cu vizite la diferite unități de producere a energiei electrice. Energie electrice pe foarte multe sisteme. Pe energie eoliană, pe energie hidro, pe energie solară, pe deșeuri, biomasă, biogaz. Am o imagine foarte largă și m-am bucurat că și chiar am fost felicitat, am fost primit la primărița din, la primăria din Geneva, de primărița de acolo, și care a rămas foarte încântată și probabil ne va face o vizită în perioada următoare în țară, de ce nu poate și la Roman, când a auzit că și Romanul ca și Geneva are o hidrocentrală proprie a primăriei. Sigur că hidrocentrala de la Geneva, uitați, acele sunt turbinele, sunt 4 turbine a hidrocentralei, e făcută de prin anii 1920-1930, are o putere mult mai mare, sigur și râul la noi, hidrocentrala e pe râu, uitați-o, e pe râul Moldova, aici este pe fluviu Ron, dar acolo sunt eu în hidrocentrală, în vizita în hidrocentrală. Deci acest program a fost organizat de către IER20, asociația din partea Elveției, la care au fost prezenți Lilian Ursache, o elvețiană de origine română, Cristof Nutal și David Albertani, Terra Millennium 3 din România, asociația din România, parteneră cu IER20, prin Lavinia Andrei Liviu Gheorghe Dumitra Mereuță, asociația municipiilor din România și 10 factori de decizie, primari, viceprimari a municipiilor din România. Onoarea a fost că la București, la întâlnire, am fost desemnat eu să conduc această delegație, deci am fost conducătorul delegației din România în Elveția. Aici o groapă, dacă lăsați un pic, o groapă de gunoi închisă, care vreau să spun că arată mult mai prost față de groapa de gunoi închisă de la Roman. De altfel, eu în Elveția am mai fost în partea, aici e partea franceză a Elveției, am fost în partea germană în anii 97-98, zona Zurich, Berna, și atunci mai izbit diferența. Bine, eram imediat, poate câțiva ani după Revoluție. Vreau să spun că diferențele nu mi se mai par atât de mari. Vreau să vă spun că și România vine puternic din urmă. Vreau să vă spun că nici calitatea străzilor sau a trotuarelor nu m-a mai uimit atât de mult. La ei toate trotuarele sunt din asfalt, din ani de zile, cu reparații, cu decupări, reparații de bună calitate. Iată când cu gaighere pe mijlocul drumului, discutând eu cu constructorii, spuneau că nu se poate, asta am făcut-o eu pentru constructor ca să le arăt că se poate. Deci cu gaighere, că ăștia suimeau, domn primar, dar ce faceți, fotografiați canalele? Lasă, frate, că știu eu de ce. Și am fotografiat și canale și gropi de gunoi și tot ce am văzut frumos acolo și mi-a plăcut. De acolo, de la Geneva, chiar m-am uitat acum când am fost, este acel jet, acel geyser pe care l-am adus eu în parcul municipal. Și m-am uitat acum a funcționat și m-am bucurat că ăla din parcul municipal a ieșit exact ca ăla de la Geneva. Sigur, păstrând proporțiile lui la scară.
la fel cum am adus din Barcelona perdeaua de apă pe sub care se trece la Insula Veche. Și acum ce am văzut frumos și am adus și ca idee și vreau să pun pe esplanada Precista Mare niște, puteți schimba, niște cireși japonezi care erau o splendoare. M-am bucurat foarte mult, i-am văzut și această idee, am s-o implementez și la Roman. Și banca asta mi-a plăcut, am fotografiat-o, mi-a plăcut așa, ingenioasă, lângă o terasă din Geneva, și e din metal, din țeavă rectangulară, de 12 pe 4, laminată și... Cred că e destul de greu, dar o întreprindere ar putea să facă. Mi-a plăcut ideea, am fotografiat, am zis că nu se știe niciodată. Poate nu chiar așa, dar sistemul mi-a plăcut. Așa cum vă spuneam, în prima zi programul a fost foarte dens. Începeam la ora 9 dimineața, terminam la ora 18. În prima zi am avut un seminar la birou ieri 20 din Versoa, un alt oraș pe care l-am vizitat, cu prezentarea obiectivelor pentru vizite, cu principalele obiective din Versoa, cu o vizită de curtoazie la Palas Enard, întâlnire cu primarul din Geneva, cu doamna Esther Arin, apoi vizită la Tosa, cred că este acolo, un autobuz inteligent, electric de mare capacitate, cu zero emisii. Aici era zona gropii de gunoi, colectare, selecție și transfer. Cum ar fi asta de aici, de la Roman? Sigur, păstrăm proporțiile, mult mai mare, dar să știți că e mai modernă asta noastră de acum, de la Roman. Deșeurile pe toate sistemele, vedeți că acolo scrie, e pe hârtie, dacă schimbați, dăm mai departe. Aici este pe sticlă colorată, are și sticlă albă, aici deșeuri de plastic, așa, deșeurile de plastic, fiecare cum sunt compartimentate, mai departe. Tot parte de plastic, dacă care nu-i selectată, i-am întrebat cât se selectează la ei, în jur de 60%. Sunt încă departe de Norvegia, de Suedia, care colectează peste 90% selectat, dar sunt foarte departe de România, care colectează până în 15% selectat. E vorba de conștiință, e vorba de educație, acolo e lemn, nu ne-ați văzut, aici deșeuri, acolo e deșeurile de lemn. Se selectează totul, se compactează și se trimite către furnizori. Hârtia la fabrici de hârtie de topitorie, sticla se farmă toată, aici peturile. Partea de peturi se pleacă pe o bandă transportoare, o vedeți aia albastră în sus, une intră, se toacă, se fac fulgi, se compactează și merge se fac fulgi. Și apoi merge din nou, tot către peturi, tot către polietilenă și așa mai departe. Da, puteți schimba. De asemenea, vreau să vă spun că ține foarte mult de conștiința oamenilor, ține foarte mult de educație. Nici ei, elvețienii, v-am spus, nu sunt la un nivel, ei nu sunt mulțumiți de nivelul de colectare selectivă pe care l-au. Ce să mai zicem noi? Deci trebuie să tragem aici părțile de plastic, de folii care le ambalează. Aici mașinile, este o altă zonă în care mașinile se compactează cu totul, cu motoare cu tot compactate, doar plasticul dat jos deoparte, aluminiu și restul compactat cu totul pleacă la topitorie. Da, zona de mașini. Aici e zona de hidro, unde se produce energia electrică din gunoi și este monitorizată toată. Pe panouri nu urmărește nimeni, că e automată. Din când în când trece cineva să iei parametri. Adică nu era nimeni prin birourile astea. Vreau să vă spun că diferențele, ce spuneam, nu mai sunt atât de mari. Eu cred că dacă am fi fost mult mai serioși, dacă am fi fost mult mai atenți la detalii, mult mai implicați și un pic mai patrioți, România ar fi putut să fie mult mai aproape astăzi, și de Germania, și de Elveția, pentru că, într-adevăr, sunt în fața noastră încă. Atâția ani de democrație și de dezvoltare nu pot fi compensați în timp scurt, dar vă spun că ceea ce, cum am văzut eu Elveția în anii 98-97, aici, pe fiecare clădire au panouri fotovoltaice. De altfel, de aici am discutat și vom face și noi, prin schimb de experiență, un câmp de panouri fotovoltaice în Roman. Au o cultură pentru tot ceea ce înseamnă energie verde. În primul rând, energie fotovoltaică, în al doilea rând, energie hidro, în al treilea rând, energie din orice biomasă, biogaz,
din orice pot să facă energie și aici e hidrocentrala de la, din Geneva. Din orice pot să-și facă, ei își fac un titlu de, de glorie că produc energie, energie verde. Așa cum vă spuneam, aveți acolo, găsiți că și poze cu autobuzul electric. Am și râs de ei că au păstrat, ca, știți ca cum era bancul ăla cu armata din Albania, că o scos armata. Și ce au ieșit când o scos armata? Un tank. Așa și ei, adică aveau stații făcute cu autobuze, dar de fapt e un singur autobuz pe care l-au făcut, într-adevăr, șmecher, ce să zic, dar aici e un alt depozit de deșeuri de anvelope. Deșeuri în care, de anvelope, unei ei și cu hotel de anvelope. Adică cetățeanul vine și contra unei chirii își lasă anvelopele de iarnă sau cele de vară, în funcție de anotimp, și vine și le schimbă. Aici le și schimbă, le centrează. Aici e zona în care selectează cauciucurile. Le selectează. Aici m-am simțit un pic eu mai... Așa, am avut o stare mai dificilă. Că ne-au spus că aici selectează cauciucurile care sunt mai bune, le dau deoparte și le trimit în Europa de Est. România, Bulgaria, Ucraina... Nu prea mi-a venit bine, ca să vă spun drept aici. Nici n-am făcut comentarii, m-am făcut că nu înțeleg. Dar aici le selectează care sunt mai bunișoare, le trimit în Europa de Est contra unor prețuri foarte mici, pentru că ei sunt foarte mulțumiți să scape de ele, iar celelalte merg la deșeuri. Sunt arse tot la producere de energie electrică. Apoi, după amiază, am vizitat, așa cum vă spuneam, autobuzul inteligent în zona Tosa și în un alt oraș satelit de lângă Geneva, Caruj. Am vizitat instalațiile orașei inteligente din zona Caruj. A treia zi, tot așa de dimineață, la ora 9, vizită la Seberco, o instalație de gestionare a deșeurilor. Ați văzut poze și la Pneus Clod, zona alte deșeuri de cauciucuri. Reciclare de anvelope plus energie solară, deci producere de energie. Tot dimineața apoi am mers și am vizitat situl Châtillon, gestionarea deșeurilor verzi din Geneva, veți găsi poze. Deci acolo oricine curăță copacii, curăță gardul viu, cosește, pune în mașinuță și duce acolo. Cine curăță la cantine, ceapă, cartofi, morcov, se adună, duce acolo. Se depun pe, o să găsiți dacă dați și din depozitul de, de aici, depozitul de deșeuri vegetale, pe zone, acolo sus unde vedeți, cu, aici e tocătoarea, unde vedeți scris cu galben, scrie ce fel de deșeuri, da? Creangă, lemn, iarbă și așa mai departe. Iar acolo unde vedeți acoperișul, mai dați un pic înapoi, unde vedeți acoperișul acela mare și zidurile, în acolo se află toată tocătura. În interior este o mașinărie, ca un fel de roată cum erau la zbaturi, la vapoare pe vremuri, care vine și amestecă și stropește toată masa aceea verde. Ciclul este de 6 săptămâni. Ea fermentează, intră în putrefacție, bacteriile își fac treaba și se produce pământul acela pentru straturi, pentru flori, și o să vedeți mașini la rând care vin și cumpără de acolo acel pământ. Iar ce nu se poate, un pic aici, da? Deci aici este zona, mașinăria este aia de acolo, roșie pe podul rulant, dacă o vedeți, puteți schimba, cred că sunt mai multe fotografii. Aici e zona de producere a energiei electrice din biomasă, rezervoarele. Aici e zona de tocare și uscare. Aici e zona în care se aruncă, aici tare urât mai puti, se aruncă toate deșeurile care nu pot intra în prelucrarea pământului. Și aici fermentează și se duce, produce biogazul. Și biogazul se duce și arde și produce curent electric. Da, asta e în orașul Châtillon. Pe urmă, vizită de tratare a apelor uzate, stație de purare la step Bois de Bay. O avem și pe aceea acolo, puteți să vedeți cât aici e stația de purare, unde vin toate dejecțiile din Geneva, sunt prelucrate. Da, cum să vă spun, puș la punct, automatizat totul, dar acum, cum am făcut noi stația de epurare, suntem mai tari noi, ca ultime nivele de perfecționare, de updatare a sistemelor. Bun, este și o stație veche, o updatează de la perioadă la perioadă cât pot și ei. Aici mi-am luat eu anumite date, m-au interesat anumite lucruri să le văd. Partea de filtrare grosieră, unde se scoate partea groasă, da, nămolurile,
se dau deoparte, se usucă, intră într-un crematoriu unde se ard, se usucă la temperaturi foarte înalte, se formează ca niște granule, înțelegeți? Și cu toate astea au contract și le duc la fabricile de ciment și le bag în ciment. Barajul de la Verboa l-am vizitat, l-ați văzut, producția locală de hidroenergie. În ziua a patra, tot de dimineață, plecare către Lozan pentru a vizita siturile de energie Romand. Am vizitat, cred că sunt poze, o idee care mi-a plăcut extraordinar. Extraordinar pentru un oraș mare. Este un lucru deosebit. Rolex Learning este un centru de public library, o bibliotecă publică care se întinde pe mii de metri pătrați, care e toată numai în arcade și în poduri, n-are niciun perete, n-are nicio scară. Totul se coboară și se urcă și din aceste curbe se realizează anumite separeuri, ca să zic așa. N-au pereți, n-au uși. Și în interior este departamentul de urbanism, departamentul de litere, departamentul de jurnalism, departamentul juridic, departamentul de matematică și științe. Și acolo vin oameni care vor să citească, să se documenteze, studenți, elevi. Acolo mănânc, acolo își beau cafeaua, acolo se întind, acolo dorm, acolo se odihnesc. E un public learning acolo. Dezbateri, întâlniri. Un lucru cu totul deosebit, finanțat totul din fonduri private, în care principalul finanțator a fost firma Rolex, de aceea ei și poartă numele. Da. Iar aici am văzut sistemul de încălzire și aer condiționat cu emisii zero, folosind apa din lacul Leman. Am văzut canalul care vine pe câțiva kilometri, un canal tehnic care arată cum arată holurile de la noi de la spital. Deci frumos, igienizat, merge în picioare, luminat, ventilat și țevile toate din inox, care vin și ce pun ei în valoare? Creează energie din diferența de temperatură. Iau apa de pe fundul lacului și prin diferența de temperatură de 5, 6, 7 grade creează energie electrică și energie termică. Aveți acolo și centralele care folosesc apa pe principiu pompe de căldură, cum avem și noi la spital. Dar noi la spital avem pompe de căldură care folosesc energia din pământ, aici din apele lacului Leman. Lucruri foarte frumoase, lucruri foarte interesante. De asemenea am vizitat și EPFL din Ecublen, cel mai mare parc solar urban din Elveția, o să poată fi văzut și el. Apoi vizită la Enerboa, cea mai mare centrală termică electrică pe bază de biomasă uscată din vestul Elveției. Și sigur, seara ne-am întors în Geneva. Aceasta a fost vizita, a fost un schimb de experiență foarte bun, bazat pe energie, în cadrul proiectului câștigat de Roman cu fonduri elvețiene de pe primul loc în România, Green Cities, Green Regions, un grant, așa cum spuneam, din partea Elveției. În acest proiect a intrat și această vizită de studiu. M-am bucurat foarte mult că am putut să iau legătura, am putut să mă întâlnesc cu autorități din Geneva. Faptul că există un protocol de colaborare între Fundația Teruia Millennium 3, care este o asociație, un ONG de avangardă din România, care colaborează cu ministerele, care colaborează cu Guvernul României, cu Asociația Municipiilor și care este unul din principalii factori, motori ai acestui program, a acestui proiect. De altfel, acesta este și protocolul de colaborare care este încheiat între Fundația Terra Millennium 3 și Municipiul Roman, o colaborare care a dus la câștigarea acestui proiect. De unde am învățat foarte multe, de unde putem să avem foarte frumoase lucruri făcute și documentări, de unde, iată, vom face și noi la Roman un parc solar, ceea ce nu este cu fotovoltaice, ceea ce nu este puțin lucru.